Dacă noi ne schimbăm, e ca la cutremur, ca la replică. Se schimbă și densitatea. Și densitatea și cantitatea acestor, să zicem, acestor factori care vin să ne desprindă cu forța. Dar dacă noi nu ne schimbăm, ce așteptăm? Se vor întâmpla pentru că este cu voie divină și se vor întâmpla pentru că noi nu facem nimic să ne schimbăm. Vom învăța să iubim, când vom învăța să nu mai împărțim, când nu ne vom mai întoarce unul împotriva celuilalt, când vom înțelege că Dumnezeu suntem toți și El este în tot și noi suntem în El, adică unul și același lucru, atunci, numai când vom iubi cu adevărat ființa, atunci toate astea nu se vor întâmpla. Le merităm. Că dacă nu le-a meritat Marius, crezi că ar veni toate astea spre noi? Desprinderile astea vin forțate pentru că nu mai suntem umani, nu mai știm să iubim, nu mai știm să fim în Dumnezeu, în Divin. Ne-am îndepărtat de simplu, ne-am înrăit. Ei, vezi tu, cine va trebui să facă aceste vaccinuri, le vor face. Cine nu, va fi ocolit. Dar tu nu asculta o ființă care nu știe nimic, că eu la final nu știu nimic și nu mă pricep la nimic. Și nici nu vreau nimic. Singurul lucru pe care îl știu e că trebuie să iubim și să fim buni și blânzi cu cel din fața noastră. Doar atât. Acela e Dumnezeu.